Mie personal îmi plac patru tipuri de filme. Unul dintre ele care și-a pus accentul foarte mult asupra mea este filmul documentar. În copilărie obișnuiam să mă lădesc în animate, dar odată cu adolescența am descoperit acest nou univers al filmelor documentare de pe Discovery Channel și am aflat o mulțime de lucruri interesante, astfel încât consider că în momentul de față structura filmelor documentare se regăsește foarte mult în tipul de storytelling pe care eu îl fac. Având în vedere că sunt filme științifice, tot timpul se prezintă locul, subiecții, oamenii, animalele, personajele și așa mai departe, într-o anumită logică, într-o ordine cronologică, lucru pe care și eu îl fac în momentul de față. Următoarea categorie de filme, care mie îmi plac foarte mult, sunt filmele cu subiecte istorice sau filme care s-au întâmplat într-o anumită perioadă în trecut. Sunt foarte fascinat de perioada victoriană, de perioada interbelică pentru că îmi place foarte mult acea atmosferă a acelor vremuri. Îmi plac clădirile, îmi plac ce modul în care se îmbrăcau oamenii și așa mai departe. Bineînțeles și regizorii adaptează cromatica filmelor în funcție de subiectul pe care ele îl au. Mie personal îmi plac foarte mult costumele cu care se îmbrăcau bărbații în acea perioadă, care în mare parte a timpului erau negre, gri, blomarin. Evident că și cromatica adaptată filmului nu poate să fie una foarte saturată, deoarece majoritatea culorilor erau desaturate. De aceea se creează acel gen cromatic astfel încât lucrurile să arate cât mai natural posibil. Cu siguranță m-a influențat și pe mine acest lucru, deoarece și fotografiile pe care eu le fac au culori pale, culori care duc în zona de aspect de film, tocmai pentru că fiind fascinat de acele vremuri, în momentul în care eu realizez acum fotografii, vreau cumva să transpun privitorul într-o astfel de atmosferă. Următorul gen sunt filmele psihologice sau dramele psihologice. Bineînțeles, din aceste filme am învățat foarte mult ce înseamnă empatia. Am descoperit că există anumite povești pe care le trăiesc cu oamenii, ca au anumite experiențe, lucru care m-a făcut să fiu mai îngăduitor cu oamenii din jur în momentul în care observ anumit limbaj, anumite gesturi sau anumite comportamente. Și bineînțeles, lucrul acesta mă ajută și foarte mult să nu mai judec pe nimeni, deoarece îmi dau seama, cu cât mă uit la mai multe filme, că există atât de multe povești și fiecare persoană are un background și nu trebuie judecat după aparențe. Cumva acest gen de film filme mi-a influențat comunicarea pe care o am cu mirii sau comunicarea pe care o am cu invitații, astfel încât să nu fiu o persoană rigidă și tot timpul să încerc să găsesc o cale de mijloc între ceea ce îmi doresc eu și ce consider eu că este frumos și ceea ce își doresc oamenii. A patra categorie sunt filmele horror și din fericire ce am învățat de acolo nu trebuie să aplic în fotografia de nuntă. Desigur sunt și filme care nu-mi plac. La polul opus se află comediile, în special cele americane, cele în care trebuie să fie cineva pe fundal care să râdă ca să-mi dau și o seama că este o glumă. Nu plac deloc. După aceea nu-mi plac filmele SF sau filmele cu eroi pentru că sunt foarte, foarte improbabile. Și bineînțeles, sunt mult mai multe categorii care nu-mi plac, tocmai pentru că sunt foarte comerciale și sunt făcute doar ca să scoată bani fără să aibă nimic artistic. Ca notă generală, încercați să urmăriți filme de calitate, filme care au câștigat premii, pentru că filmele care sunt bune au și un storytelling foarte bun, au personaje bine construite, tipologii și așa mai departe. Iar ceea ce ne interesează pe noi în fotografia de nuntă este modul în care sunt gândite compozițiile cum sunt colorizate cadrele și, bineînțeles, cum este înșiruită povestea. De aceea, încercați să vedeți cât mai multe filme ale marilor regizori, astfel încât să învățați cât mai multe lucruri care să vă folosească pe viitor.